Salutare, sunt Aurica și astăzi o să vă prezint un film cu denumirea Thursday. Fostul vânzător de droguri, care a trecut prin toate cercurile iadului, decide să se pensioneze și să termine cu trecutul său întunecat. Dar trecutul nu are intenția să-l lase așa ușor. Haideți să începem! Casey și Chris sunt o tânără pereche care locuiesc împreună. Într-o noapte ei primesc un apel telefonic, pe fir era Nick, fostul prieten cu care fura. Pre deosebire de prietenul său, el se mai ocupa cu viața criminală. Nick vine în casa prietenului și este foarte uimit cât de mult s-a schimbat viața lui Casey. Nu este de uimire, bărbatul se alimentează corect, se ocupă cu sportul și lucrează arhitector. Soția sa nu-i cunoaște trecutul negru pe care l-a avut. Nick afirmă că la fel ca și prietenul său s-a schimbat. El povestește despre afacerea sa și spune că este logodit. Spunând că are o întâlnire importantă, oaspetele părăsește casa, împrumutând mașina prietenului. Casey, ducând lucrurile prietenului său în camera de oaspeți, vede un gemantan. Cu așa gemantan, ei își făceau lucrul negru. Băiatul se gândește la orice. În case-ul dat sunt doar niște acte importante, poate niște prezervative sau poate ceva de al lui Nick. Curiozitatea îl face pe bărbat să spargă case-ul și vede că acesta este plin cu droguri. Casey este furios rău pe prietenul său, dar îl telefonează și îi spune acestuia. Dar acela îl ia în râs. Stăpânul casei, dorind să se izbăvească de droguri, le spală în chiuvetă. Peste câteva minute, cineva bate la ușă. Un bărbat de culoare neagră, spunând că este curier care aduce pizza, intră în casă. El îndreaptă spre Casey o armă și îi spune să-i dea drogurile. Aflând că acesta le-a spălat în chiuvetă, necunoscutul spune că este obligat să-l omoare pe stăpân. Acesta spune să-i dea voie înainte de moarte să fumeze. Necunoscutul cu mare plăcere acceptă. El spune că vrea să devină rapper și chiar în acel moment îl telefonează de la radio și îi spune să cânte o piesă în direct. Casey, folosindu-se de moment, îl lovește, îl leagă și îl închide în garaj. În acest moment vine doctorul Gervis, el a venit să discute despre copilașul care aceștia doi vor să-l adopte. Chris deja a trecut interviul individual, acum este rândul lui Casey. Discuția lor o întrerupe gălăgie din garaj. Bărbatul își cere iertare de la doctor și iese. Îl leagă pe Ice de picioare, de lemnul de pe pod, ca acesta să nu facă gălăgie. În acest timp, cineva a sunat la ușă. Acolo este o frumoasă Dolos. Ea trece în sufragerie și, neatrăgând atenția la ceea ce îi spune Casey, ea se așează pe canapea. Pe când acesta a mers să răspundă la un apel telefonic, fata are o discuție destul de sinceră cu doctorul. Cumva m-am filmat într-un film porno în Los Angeles. Folosindu-se de moment, bărbatul o întreabă despre trecutul lui Casey și Dolos îi spune totul despre trecutul criminal al acestuia. Ascultând istoriile spuse de ea, doctorul Gervis pleacă nedorind să asculte justificările lui. În acest timp, fata îl ia pe bărbat în ostatici, aflând că drogurile deja nu mai sunt, ea cere de la bărbat banii, auzind refuz de la acesta, ea îl violează. Procesul îl întrerupe o împușcătură care îi împrăștie fetei mințile pe podea. Pe ea o împușcă Bill, care îi arată bărbatului geanta cu lucruri de chin. Auzind gălăgia de afară, acesta îi lipește gura bărbatului și iese afară să vadă ce se întâmplă. Pe când Billy se întoarce, bărbatul se eliberează și ia o tigaie și îl lovește. Apoi îl leagă la fel în garaj. În acest moment, Nick îl telefonează pe Casey și îi spune că a furat o geantă cu bani și i-a ascuns, dar toate probele le-a îndreptat spre casa prietenului. Bărbatul își cere iertare și îl sfătuie pe acesta să plece din oraș. Nick îi spune că este foarte tare rănit și posibil că va muri și că acesta este ultimul lui apel. Casey se apucă să facă ordine toată casa și să șteargă casa de sânge. Când la ușă sună detectivul Casarev, care îi aduce un pachet unde este capul lui Nick. El vrea să afle unde acesta a ascuns banii care i-a furat de la polițiști. Casarev este convins că Casey poate să cunoască unde prietenul său a pus banii și îl sfătuie să se gândească. El îi propune bărbatului să caute banii până la ora 19 și îi spune că îi garantează bărbatului că nu va mai fi sânge în casa lui. Casey găsește banii în roata de la mașină, unde Nick a mai ascuns și două ceasuri de aur, cadou pentru el și pentru logodnica lui la nuntă. La ora planificată, în casa bărbatului au venit polițiștii, Casarev și câțiva vânzători de droguri. Bărbatul deja nu mai era în casă. În acest timp, el își întâlnește soția la aeroport și îi spune că trebuie urgent să plece, propunându-i să meargă cu el pentru totdeauna. Fata trebuie să decide acum și ea a acceptat. Perechea pleacă să înceapă o viață nouă cu 2 milioane de dolari, nimic complicat și totul frumos. Dacă v-a plăcut acest video, scriți-ne în comentarii, dați-ne un like și abonați-vă la canal.